Mi-am spionat bunica când făcea duș. Bă, nu e ok, mă, ce Dumnezeu, bă. Șacalilor, ce faceți? Bă, frumoși mei, n-am rezistat și v-am rugat, bă, pe Instagram, mai împărtășiți-mi, bă, odată secretele voastre să le citim pe clip, bă. De la clipul trecut până asta s-au întâmplat multe, spre exemplu, nu mai apăr, sunt un ou ușor de Paște, bă, că am trecut Paștele, dar... Da, știți că o să mai facem chestii de astea, așa că, bă, trebuie să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, bă. Eu nu o să divun niciodată numele, bă. Hai să începem cu secretele oamenilor, să vedem ce secrete aveți, bă. Deja mi-e rău, ia să vedem. Direct începem cu unul puternic, rău de tot. Am luat cardul de la tata și am luat V-Bucks pe Fortnite. Adică omul și-a făcut un cadou, bă. Se respectă oamenii, bă, mi se pare foarte bine. Vă zic de pe acum, bă, eu nu încurajez, adică astea sunt niște secrete. Cum v-am mai zis și eu secretul ăla de la episodul trecut al meu. Uite, n-am. Eu filmez în chiloți, din nou, știați asta, nu mai e un secret, poate unii nu știu asta, îmi pare rău, dar e cald, asta e. O, stai așa, bă, că acum mi-am dat seama, stai, trebuie să mă dau mai așa, bă, să-mi capă secretul aici, mamă, ce prost, scuze dacă am acoperit pe un secret, dar acum mi-am amintit, bă. Am fumat fără să știe mama, mai frecventez fumatul, dar nu știe. Vai de capul meu, bă, nu știu ce mame aveți voi, dar mama știe cum e aspirator, e detector, știi? Cred că toate mamele ar trebui să fie așa, nu știu care șansele să nu te... Ori ești tu o mincinoasă, nu, ori ești tu un mincinos foarte bun, ori cred că săracul a avut COVID și nu mai are simțul mirosului. Cum să te simți, bă, că fumezi, bă? Îmi place de verișorul meu. Hai de cap, adică e ok, e super, adică avem verișori de treabă toți. Bă, mai facem o Catrinca, dar nu râd de voi, pe bune acum, mă simt, pe bune, nu mă faceți mă simt așa, mai râd și eu pe aici, na. Când eram mic m-am uitat la un serial de dragoste, după m-am dus la prima fată și am sărutat-o. Bă, altceva, bă, deci asta fac serial de dragoste, asta este exact așa ar trebui să facem toți, adică când vedem ceva, te motivați, te duci și o pup, nu mai stai, că după nu-ți mai vine, bravo, bravo, oricine ai fi, bravo. What the fuck? Tatăl meu a vândut cocaină într-o perioadă și uneori dădea țeapă și amestecat cu făină, poftim, poftim. I-am luat jurnalul lui sora mea și după i-am dat foc, nici acum nu știe. Dacă vrei și mai ai nevoie să dai foc, poți să dai aici la șemineu, la noi poți să. E șemineu frig. Tare, e cald. Nici nu știu, bă, cum mai ridice vară și cu șemineu, nu mai pot. O urmăresc pe fosta de 2 săptămâni în continuu, pe stradă și pe oriunde. Ok, you little creepy, dacă așa vrei tu. Cu siguranță îți place când se duce până jos și ia un sac de cartofi și se pleacă la loc în casă. E ok, e ok. What the fuck? Mi-am spionat bunica când făcea duș. Bă, nu e ok, mă, ce Dumnezeu, bă. Bă, nu vreau să mă gândesc. Stai, bă, mi-ard ochii, bă. Oi, 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 papaya, bă, cred că, mamă, îmi crește părul invers, să mor dacă nu, cred că mi-a crescut păr în creier acum, bă, la ce informații am auzit. Lasă-ți, bă, bunicuța să spele liniștită, bă, cu o viață s-o spăla cu stres. O mai spionește tu acum, bă, pe bune, bă. Când fac tema la mate, ascult manele. Asta nici ar trebui să fie un secret, adică altfel merg cifrele pe ritme de asta balcanic, știi? Știi ce zic? Am dat foc la o foaie în clasă și după focul s-a extins și am luat foc perdeaua. Am luat 3.50 la simulare și am spus mamei că am luat top 70. Ah, urât. Deci foarte urât. Ce secretul gustului. Maghi, secretul gustului, știi cum am zis? Ai lăsat secretele, bă, secretul gustului, ce tâmpi. What the fuck? Lăsați-mi secretele voastre. Secretul gustului. Sfântă cruce, Maica Magdalena, dacă nu. Am făcut pipi pe prosoful de la duș și după s-a șters mama. Respect pentru mama ta, dacă atât o respect. La grădiniță am dat fusta jos unei fete și la ziua ei am sărutat-o. E ok. Nu-i chiar ok. Nu pot să susțin asemenea comportament de la un țâng de 3 ani. Ăsta e contul lui mama mea. De ce? Și acum nu crezi că ea o să vadă că mi-ai dat mesaj să zici că e contul ei? Adică, bă? Am rămas corigentă la fizică și mama crede că am doar note de 10. Bă, știi cum e? Orice vară mai are câte o zi friguroasă. Let's get it on. Am fost împreună cu un băiat doar pentru că îmi plăcea de fratele lui și voiam să-l văd. Aoleu, disrespect total, bă, bă, total, bă, să mor eu dacă nu. Am adus 2 tipi la mine acasă în timp ce ai mei dormeau. Nici acum n-au aflat. 2? De ce 2? Nu mă ajungea unul, bă. Mai de capul meu, bă. Bă, deci v-am zis, bă, eu cred că eu efectiv sunt sfânt, bă, adică eu nu știu cum trăiesc voi cu mustrările astea, să știi pe conștiință, bă, în fiecare zi. Adică și eu am mai făcut prostii, bă, la viața mea, dar realizez că, bă, sunt un om fără secrete, așa, adică, na,
Nu știu, dar e dureros, adică nu știu, da. Am un iubit și am 10 ani, dar nimeni nu știe. Am făcut amor într-o toaletă publică, dar fata aceea era iubita celui mai bun prieten de al meu. Amor. Am făcut amor. Ne-am amorezat un pic, mă, ce să... Da. Ne-am privit un pic mai intens. Am avut un vis murdar cu cea mai bună prietena mea. Dar știi cum e, cum se spune? Mică visele devin realitate. Am încercat să fac reacții fix ca tine și nu mi s-a primit. Am vrut să o pun pe YouTube și am 11 ani. Cum ar fi ca într-o zi să-mi deschid așa curs de reacții, știi cum, Academia de Vlogging, nu, cursul de reacții sau la reacțiune, să fac așa un program unde să te învăț cum să apeși space-ul, știi, așa, când sau la ce fază, sau cum să fii exact proști să vorbești peste ăla care vorbește peste reacție, sau când să râzi ca dobitocul când ai putea să tai să asculți ce are ăla de zis. Chiar ar merge să fac așa un curs. Iubesc o colegă, dar ea pe mine nu mă iubește. Cu toții. O să nu ne dezamăgiți în viață. Capul sus, bro. Ți-a căzut coroana. Am vrut să pup un caca când eram mică. Am făcut pipi pe mine la școală și doamna m-a scos pe hol, iar maica mi-a bătut cu tigaia în cap. Bă, ce atitudine asta, bă? Faci chișo un piel, să chișo leacă, o leacă așa pe el, să chișo și îl dă ala afară, îi mai dă o tigaie în cap pentru că s-o chișat pe el. Nu mi se pare normal această atitudine în față de un chișat. Chiar nu mi se pare. Am spart 3 geamuri la școală, am desenat cu spray catedra și am rupt proiectorul. Se pare că cuiva chiar nu i-a plăcut școala. Secretul meu este că sunt medicament pentru gagici. Voi vă dați seama cu ce trăiește omul ăsta în fiecare zi. Bă, în fiecare zi a vieții lui, omul ăsta se trezește iar trist și iar și iar. Na, că trebuie să suporte boala asta de a avea lipici la gagici. N-are frate ce să facă, îți dai seama ce trist e așa să trezește. Mamă, iar mâine mă trezesc și îmi dau 100 de fete mesaj. Doamne, de ce eu, doamne, de ce mi-ai dat mie chestia asta? Vreau și eu să fiu un copil normal, doamne. Îi fur banii tatălui. Bă, îi fur banii tatălui, adică a fost așa, nu știu, foarte formal așa, adică sincer și formal în același timp, nu știu. Când eram mic am fumat pentru-un gel și am vomat în spatele casei. Chiar bă, mi-am amintit să-mi spuneți, bă, dacă îmi stă mai bine așa, nu știu, cheliuț, să zici că stă ăla din Shaolin Showdown sau dacă cum stătea înainte, pe bune. Eu chiar o să citesc toate comentariile și dau inimă, bă, pe bune. Mi-am cumpărat un cont de Fortnite de 3000 de lei și părinții mei nu știu. By the way, sunt fată. Să mai ziceți voi vreodată că fetele nu sunt gamerițe, pe bune, adică fata asta chiar e prea mult, adică pe bune. Mă deșesc în public. Mă deșesc în public. Mă gândeam, bă, când am văzut prima dată deșert, mă gândeam, ce dracu a făcut ăla în deșert? Ce-a făcut ceva? Am ciocănit-o pe mamaie. Am condus mașina fără să știe părinții mei și am 12 ani. Bă, cum Dumnezeu, bă, de ce fii te vânăresc uimit de când citesc așa că ce vârstă aveți? Păi la 12 ani nu știam de deschid portiera din chei. Adică, nu știu, la 12 ani zici, cred că mă duc un pic cu mașina odată până să cumpăr ceva, că Milene, am aer condiționat, n-am chef să mă duc pe jos acum. Sunt împreună cu 3 băieți deodată și ei nu știu asta. Vai de capul meu, bă! Bă, unul, hai, unul de altul, da, dar altul de altul și tu dai seama că ăsta nu știi de ăsta, ăsta nu știi de ăsta, iar ăsta nu știi de ăsta, adică nimeni nu știe de nimeni, doar tu știi de ei, adică... Ia să văd oare cu cine este, cu Mihai? Nu, că are mașina în service, nu cu Mihai. Cu Robert, nu, bă, că Robert tare. Cred că o să mă întâlnesc cu Tudor cel mai bine, că na, ăștia chiar n-am chef de ei. Când eram mică, mâncam muci. Cu siguranță, toți am făcut asta la un moment dat. Până și Florin Piersic cred că a făcut asta la un moment dat. Și Florin Piersic e un mare om. Secretul meu e când am făcut pipilică în pat. Am avut antecedente cu poliția pentru corupere. Cât e la corupere? 5 ani cumva? 7? Nu mai știu. Între 5-7 ani, parcă așa era, nu? Când eram mică, eu le făceam baie la puii de găină și din greșeală i-am omorât că s-au înecat în apă. Un episod un pic trist, așa. Că săracii cred că ciripeau și ei pe acolo, dar... Da, ce vă place? Hai să ne mai bag un pic, știi? Și mai băgai ăla și acolo ciripeau să... Îi scos, da. Oh, mamă, ce râdeți, hai să vă mai bag, să vă dau și cu dușul. Și le dădea așa în față și până la un moment dat s-au stins din viață. Să le fie țărâna ușoară. Că n-am mai apucat să o mănânci, adică, na, cât de greșivă. Am dat nuduri unui tip mai mare decât mine cu 6 ani și nimeni nu știe, doar noi doi. Pese, i-au plăcut. Fii vorba între noi, ai grijă cu chestiile astea, adică e păcat, nu faceți de-astea, pe bune acum. Am spart geamul cu o portocală. Am picat de pe casă și nu aveam voie la 9 ani pe un gar și am spus că am picat cu bicicleta. Dar seama, omul meu a picat de pe casă și a picat cu bicicleta? Cum mai e în viață? Eu asta nu-mi dau seama. Până ai să mai fii încă în viață după ce cazi de pe casă, încă să-ți minți mama că ai căzut cu bicicleta. Am plecat de acasă fără să știe mama Snic, te respect, adică... Las-o pe mama Snic, eu pe tine te respect, știi cum ar veni. Hai de cap. Bă, știi ceva? Las-o pe mama, bă, Snic, eu pe tine te respect. Bă, mă uit la toate videourile tale, sunt abonat pe ambele canale cu clopoțel. Pe Instagram am pornit notificările și las-o pe mama.
Dă-o încolo. Nick, te respect, Snick. Lasă-o pe mama, nu trebuie să știi, Snick. Eu pe tine te respect, da? Vreau să fiu împreună cu frate tu de când i-am văzut pătrățelele. Plac pe prost și el nu știe. Am făcut-o cu o verișoară și nu știam că suntem verișori. Bă, pot să întreb în ce lume sau cum Dumnezeu și Maica Precista și Maria Magdalena și Iisus Hristos e posibil să nu știi că e verișoara ta? Adică am mâncat timp de 2 zile mâncare de câini pentru că mirosea bine. Am înșelat pe iubitul meu cu 8 băieți în 4 luni jumate. 8 băieți în 4 luni jumate! Tu dai seama că asta înseamnă un băiat pe fiecare săptămână, adică în fiecare vineri înșelat cu un băiat? Cred că cu program, că altfel nu-mi dau seama. Evident, trebuie să te grăbești, că n-ai timp să înșeli cu altul, că mai vine unul, știi cum mai vine? Adică în fiecare vineri la ora 7 înșelat cu alt băiat, super tare, tare. Îmi vine să o strâng pe sora mea vitregă de gât, dar îmi e frică să-i zic mamei, cred că mă va bate. E ok, să știi că și mie îmi vine să-l strâng și în momentul de față pe frate meu de gât, în fiecare zi a vieții mele, că nu știu cum reușește, în fiecare zi să mă enerveze cu ceva. Adică nu treci singură prin asta. L-am plimbat pe vărmiu cu tomberonul pe stradă și a venit măsa. Na, cred că și tu dacă ai fi tată și ți-ai vedea copilul cum vărsul plimbă cu un tomberon pe o stradă, cred că ai ieșit un pic din casă și ai zice, bă, ce se întâmplă? Cred. O plac pe iubita ta. Ai auzit? Dacă te ajută cu ceva, repet, nu ești singur în asta, pentru că și eu o plac aparent pe iubita mea. Nu știu cum, dar suntem amândoi în aceeași situație. Cred că în final rămâne decizia ei pe care dintre noi îl va alege, așa că ai grijă. Bă, mai sunt multe, 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 foarte, chiar foarte, foarte multe secrete, dar nu pot să le pun pe toate, bă. Nu pot să le pun pe toate pentru că o să trebuiască să mai facem o parte, bă. Așa că după cum v-am zis, să mă urmăriți pe Instagram, să fiți acolo pentru că o să mai urmezi secrete, bă. Sunt un pic, un pic, un pic impresionat în așa, da. Îmi dau seama că asta înseamnă să fii om, bă. Să ai secrete, să faci chestii, să nu poți să spui la toată lumea, asta înseamnă să fii om, bă. Nu-i rușinos să ai un secret pentru că cu toți avem un secret, de aia se numește secret, adică fiecare avem o întâmplare, na, mai așa. Bine, unii sunteți exagerați, adică unii aveți chiar o viață foarte interesantă. Îmi dau seama de fapt ce viață plictisitoare am eu, bă. Am o viață foarte plictisitoare, bă, când văd ce viață, ce secrete aveți voi, bă. Adică viața mea constă în trezit, filmat, editat, făcut antrenament, dormit, adică cam atâta fac eu. Și m-am mai și chelit așa de parcă chiar am ieșit dintr-o închisoare și chiar n-am făcut nimic toată viața mea, bă. Ce să vă mai zic, vă pup, mersi mult pentru fiecare suport, fiecare cuvânt frumos, fiecare like, fiecare gând bun pe care îl aveți pentru mine, mă gândesc și eu la voi, numai de bine la voi. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat, bă. Pup, pup!